Kabadum? Da? Bun găsit la primul vlog de pe anul 2019. Astăzi este, cred că, dacă nu mă înșel, este 19 ianuarie. Este 8:30, în jur de 8:30. Chiar acum îi dau la Alex să mănânce niște fructe. Uite acolo, nu cred că v-am mâncat toate fructele alea și că nu vă faceți griji. Oricum mai ciugulesc și eu câteva de pe acolo. Da, sunt foarte entuziasmată pentru că mai este astăzi, mâine și pe urmă luni dimineața plecăm spre Cluj și abia aștept. N-am mai fost de anul trecut și chiar îmi este dor puțin așa de casă, de România, de zăpadă. Sper să fie zăpadă, să-i fac și eu cunoștință cu zăpada la Alec. Chiar aici seara a fulguit puțin, dar cred că a fost mai degrabă la poviță și ninsoare. Dar, mă rog, se pare că va trebui să așteptăm până ajungem în România să facem cunoștință și noi cu zăpada. Uite, aseară, de fapt nu aseară, ieri, am pictat cu Alec pentru prima dată. Am pus acolo o să se usuce și vreau să o înrămez, oarecum, pentru că este prima lui pictură și a fost chiar foarte fain, i-a plăcut foarte mult și vreau să, pur și simplu, să îl țin ca și amintire. Am zis că să filmez un vlog astăzi ca să am material de editat și film de editat și publicat în România. Dar oricum plănesc să filmez un vlog și acolo, ce facem, dacă facem ceva interesant. Da, dar asta o să urmeze pe parcursul săptămânilor, pentru că vom sta acolo vreo 3 săptămâni. O să fie interesant. Abia aștept. Vrem să mergem și la niște băi cu Alec, băi din astea termale. Sunt foarte curioasă cum o să reacționeze, cred că o să-i placă, pentru că lui îi place de regulă apa. Văd că nu se atinge de portocale. Am mâncat para și cam atât. Nu mai vrei portocală? Numai para au fost pentru tine? Dar eu știu că vrei să pui mâna, dar nu punem. Dai și la mami o bucată? Oricum, am vrut să fac așa o mică introducere de bună dimineață. Astăzi nu plănuim foarte multe. Bine, vreau să merg până la magazin să-i cumpăr la Alec niște fructe pentru drum, gen banane și struguri. Astea nu sunt așa, nu fac mizerie, ca să zic așa. Am în plan să îmi termin bagajul și să filmez un clip în care vă arăt ce se află în bagajul nostru atunci când zburăm și ce activități duc eu pentru Alec, ce, mă rog, i-am pregătit eu un kit cu activități pentru avion și am vrut să vă arăt. Da, mamă, ce? Vreau să dau cu aspiratorul pentru că aseară n-am mai apucat și trebuie să dau astăzi. Chiar de-aia l-am și lăsat în mijlocul casei, pe acolo. Da, și să fac ceva de mâncare pe mai târziu. Și cam atât. Deci, în rest, ceva super normal, așa cum ați văzut și în Crăciun vlog, pentru că na, dacă nu avem nimic interesant de făcut, asta e. Oricum, Adi este la muncă până pe la 2-3
și să vedem ce facem. Îmi pregătesc materialele pentru blog și pentru YouTube și da, acum pe ultima 100 de metri, pentru că na, așa sunt eu. Îmi place să le las toate pe ultima 100 de metri, pentru că atunci știu sigur că trebuie să le fac. A, da, și astăzi, apropo, astăzi mai vreau să filmez și câteva secvențe cu anumite jucării care sunt preferatele lui Alec. Și cam asta avem noi plănuit pe astăzi. Foarte interesant. Mai multe veți vedea în momentele ce urmează. Uite, mama, albastru, roșu, verde. Hai, arată la mami, unde roșu? Unde roșu? Nu vrei? Nu vrei să-mi arăți unde-i roșu? Unde-i roșu? Bagi în guriță! Unde-i roșu? Mi le dai mie? Arată roșu, roșu, albastru, Mama. verde. Ce faci? Arezi culorile? Arată. Vrei să nu cazi, Alec? Dă-te jos. De ceva timp am început să îl învăț pe Alec alfabetul și aș putea zice că durează ceva timp, pentru că încă el nu știe să vorbească. Uite, cu laptopul ăsta se joacă foarte des și chiar l-am auzit repetând și el după chestia asta. Deci repeta chestia asta. A. Repeta. B. Și zice, știe A, știe M. Nu vrea tot timpul să repete. Dar și aia vreau să vă spun legat de litere și tot ce îl învățați pe copilul vostru. Da, deci ideea este să-l învățați 3 litere, 3 numere, 3 culori, chiar culorile am vrut să vi le arăt. Astăzi am început să îi arăt culorile. Și ideea cu culorile, de exemplu, dacă vreți să-l învățați culorile, trebuie să fie neapărat singura diferență între ele, să fie culoarea, forma și textura și toate să fie la fel. Da, tocmai am strănutat, așa că arăt un pic ca și cum aș fi plâns, dar nu, am strănutat. Nu știu ce m-a apucat. Ok, ziceam de... Eu am cumpărat chiar aseară, am cumpărat bețele astea colorate pentru avion. Am zis că sunt fix bune ca să învăț culorile. Vreau să continui cu alfabetul, dar vreau să incorporez și culorile. După ce știe măcar o culoare dintre cele trei, mai pui una. Și tot așa în fiecare zi, sau mă rog, de fiecare dată când el știe deja, sau copilul vostru știe deja o culoare. Nu știu dacă am mai avut ceva să vă spun legat de asta, dar oricum, dacă mi-aduc aminte, vă spun pe parcurs.
pus ceva în dulap și a văzut Alec mașina asta de făcut suc și am zis că hai să-i fac un suculeț pentru că nu i-am mai făcut, cred că de anul trecut din... Nu mai știu, în fine, în toamnă pe undeva mi-am făcut un fresh. De regulă nu-i fac fresh-uri pentru că prefer să-i dau fructele, sunt mult mai ok. Fructoza aia care e în fructe este mult mai ok decât ca și când este în suc. Dar nu contează pentru că odată la câteva luni fac, așa că nu mă deranjează prea tare și în plus o să bem amândoi, deci nu o să bea el toată cantitatea. Am pregătit aici un bol cu fructe și morcovi. Am pus măr, pară, portocală, un sfert de lămâie și cam atâta. Deci ce am avut prin casă, așa super rapid. De regulă îi fac strict cu fruct, măr sau măr cu morcov, dar n-am avut decât un singur măr, așa că am zis că o să combin și alte fructe. Alec, vii să facem suculeț? Hai să facem suculeț, mama. Urmează să îi facem un scăunel din ăla înalt, pentru că deja nu se mai poate. Se cere maxim sus. Azi? Hai să facem suculeț. Punem fructe aici. Hai. Uite. Hai să punem fructe. Stai așa. Ține-te să nu cazi, da? Uite, poftim. Ia ăsta și îl pui aici sus, da? Hai. Super! Hai că trebuie să te țină, mami, sus. Mai ia una de aici. Hai, mama, mai ia fructe. Mai ia fructe și pune acolo. Super, mami! Da? Și morcovel? Nu, morcovel nu, că nu-i curățat. Alec nu-i curățat. Pune acolo la suculeț, mama. Așa, hai să vedem ce mai pui, mama. Portocale? Așa, mă, super. Hai, uite, punem și un măr. Hai. Măr? Punem măr? Pune aici, mama, să facem suculeț. Nu? Nu vrei să facem suculeț? Nu atât? Nu, hai că pune mami. Mă aveți ale călare cocean, mama, și te neci. Cum ai făcut și mai de mult. No, bine, hai că pune mami. Oricum, toate fructele le punem, așa că nu contează prea mult cum le pui. Ține-te, hai că am emoții. Că nu, să nu cadă. Hai, uite așa. Atâta suc a ieșit și de obicei îi pun la Alec într-un paharel din ăsta de-a lui. Mi l-a dat mie, deci e clar, cred că nu-i trebuie acum, dar nu-i nimic, că pot să îl las așa și îl bea el când simte nevoia. Înainte a mâncat un măr, deci nu cred că îi mai trebuie. Da, uite, am strâns hainele, am dat cu aspiratorul deja, este 10 fără 5. Acum vreau să fac o cafea și, nu știu, să văd... N-aș avea niciun chef să merg la magazin. Mă rog, am scos și niște chestii din congelator, am scos spanac, vreau să fac niște pulpițe de pui, am scos și un ficat să fac pateu de casă și, mă rog, deci astăzi o să fie o zi aglomerată. Oricum, ce nu termin astăzi... Ce faci, Alec? Ce ai la ureche? Ah. Ce nu termin de făcut astăzi, voi face mâine. Hopa sus! No, hai, hopa sus! Hai, nu te supăra! Hai, hopa sus! Hai! Haide, haide! Așa, mama! Haide! Yay! Bă, mama! N-o vezi? Te super degeaba! Supărăcilă! Ești un supărăcilă! Chicea? Camera?
Nu apăsăm pe butoane fix acum, da? Tigălețe de... Nu-i faci poze la mami? Fă-i poze la mami, hai. Vai, horror, când e supărat, n-am ce face cu el. Lasă să se calmeze. Când îl apucă istericalele, n-am ce să vorbesc cu el, că n-are niciun sens. Asta este. Ce să facem? From a different star, flying over streets and our broken hearts, but they can't even touch us. We found a different beat. Paradise is waiting and we bought the lease. Ooh, getting caught in the mist, there's so many that they'll never get out of. They're feeding the fears and the doubts. Ooh, but we're golden, we run to the end and we run without. Tocmai am terminat de filmat câteva secvențe în care Alex se joacă cu câteva din jucările lui preferate, care vreau să le includ într-un viitor clip. Iată ce dezastru am făcut. Dezastru. Super mare dezastru. Da, așa că acum am să-l las să facă el ce vrea, pentru că nu vreau să... să fie prea mult pentru el, nu vreau să îl stresez, să-l bat la cap, așa că o să continui, mai am câteva de filmat, o să continui puțin mai târziu. Acum mă pun și eu să mă uit la ceva la televizor, să fac și eu o pauză, să mă bucur de cafeluță oarecum și bineînțeles că ne auzim puțin mai târziu. Niște biscuiței? Unde biscuiței? Hai! Uite! Dai la mami să desfacă! Dai la mami să-ți desfacă! Mulțumesc, mama! Ne ia cu mânuța. Super, mama. L-am pus pe Alec la nani de ceva timp și pare că stă liniștit și o să doarmă, ceea ce e super tare. I-am dat și de mâncare înainte. Vreau să încep să-i dau de mâncare înainte de nani. Poate doarme mai ok. Înainte nu vroia să îi dau să mănânce înainte de nani și nu dormea. Fix de asta am și renunțat la idee și am început să-i dau după ce se trezește. O să vedem. Sper să fie ok. Este ora... cât? 1:30. O să doarmă în curând și de acum de regulă doarme până pe la 3, cam așa, se trezește și după aceea îi dau iară să mănânce ceva super rapid
Și după aceea ne continuăm ziua, ca să zic așa. Mai devreme am stat în timp ce mânca Alec, pentru că mie nu mi-a fost foame. De obicei mâncăm împreună, dar chiar nu mi-a fost foame și n-am vrut să stau să mănânc. Dar ideea este că am stat cu el la masă. Nu știu dacă ați văzut acea postare. Cred că în decembrie am postat pe YouTube. În fine, vreau să fac niște videoclipuri legate de Montessori. Ce este Montessori, cine a fost Maria Montessori, cum să faci Montessori acasă, în fine, tot felul de lucruri din astea utile, dacă sunteți interesați de Montessori. Și chiar am stat și mi-am făcut o listă, voi face o serie, deocamdată am șapte idei de videoclipuri diferite, care... O să mă apuc de filmat după ce mă întorc din România, care va fi februarie. Am să încerc să le dispersez oarecum, pentru că nu vreau să postez șapte videoclipuri așa una după alta legate de Montessori, pentru că nu toată lumea este interesată de Montessori și atunci am să încerc să fac pe aici, pe acolo câte un clip, dar oricum, ideea este că aș vrea să vă întreb dacă vreți să știți ceva anume legat de Montessori. Eu plănuiesc să fac și activități Montessori, anumite idei, jucării Montessori, ce face ca o activitate să fie Montessori și toate lucrurile astea, pentru că nu toate activitățile sunt Montessori, pe care unii oameni le cred Montessori. În fine, sunt mai multe chestii, vreau să fac așa o serie, după cum am spus, și dacă aveți ceva idei sau vreți ceva anume să includ, lăsați-mi-le în comentarii ca să pot să adaug la această serie a mea. Și da, sper să fiți și voi entuziasmați. Acum încep să pregătesc niște activități pentru Alec în avion, despre care am să vă povestesc tot așa într-un alt clip. Da, deci în timp ce fac toate lucrurile astea, mă voi bucura de cafeluță și mă uit la Love Island. Sunt la seria 2, varianta UK. Țin minte, chiar prima dată când am văzut Love Island a fost anul trecut, sau ba nu, în timp ce am fost eu însărcinată și am văzut pentru prima dată seria 3. Și acum am văzut că nu de mult a apărut și pe Netflix seria 1 și 2 și acum vreau să mă uit. Oricum, seria 3 deja nu este pe Netflix încă, dar oricum am văzut-o și cea de anul trecut încă nu am văzut-o, dar mă rog, o să fie... Când o să apară, o să mă uit și la ea. Mă prinde foarte tare, nu știu, am văzut cred că un sezon și varianta românească și chiar mi-a plăcut și aia. E chiar foarte tare anumite lucruri care se întâmplă acolo și mai ales că pe Netflix, de exemplu, este varianta necenzurată, deci vedeți tot în acțiune oarecum, bine, ce se decid ei să arate. Și înjurăturile nu sunt bipuite, deci în fine, este varianta necenzurată, dar oricum este foarte interesant. Ne auzim mai târziu, pentru că mi se gata și bateria și trebuie să mă duc să o schimb. Ia uite cine s-a trezit! Este 4 fără deja și tocmai s-a trezit pe Kindle-ul ăsta. Abia am găsit o baterie, așa că n-am prea filmat, dar între timp am făcut de mâncare. Am terminat pachetelele pentru mâine. Nu mâine, pentru luni, scuze. Haideți să vă arăt așa rapid, rapid de tot. Mă că nu vreau să le vadă Alec, dar mă rog. Deci astea sunt niște pachetele pe care eu i le-am pregătit ca să îl țin ocupat în avion. Aici este alfabetul. În engleză am găsit că așa rapid nu am avut cum să fac. Aici sunt niște stickere. Aici sunt numere. Aici sunt ceva. Eu i-am făcut cutia asta. Nu le scot ca să nu umble el la ele. Am făcut cutia asta o să bage aceste. Nici nu știu cum se numesc în română. Pom-poms, mă rog. Și aici i-am făcut eu. Am pus Sky ca să facem noi anumite chestii pe avion și să învățăm și culorile. Și aici sunt acele creioane pentru colorat, evident. Și îmi place că se pot pune una peste o altă, de asta am ales astea. Cam așa arată ce am făcut eu.
Nu v-am arătat foarte în detaliu pentru că nu vreau să le vadă Alec, vreau să fie o surpriză, surpriză oarecum, ca să poate să fie așa prins de ele și să se joace cu ele și așa mai departe. Acum vreau să termin mâncarea. Da, mama, mai la de mână unde mergem? Hai să vedem unde. Ai văzut că se face mâncare? Opa! Da, am pus niște copănele de pui la cuptor. Am făcut niște spanac, dar este spanac din ăla care nu este mărunțit și trebuie doar să-l dau eu cu blenderul și gata. Mai am de făcut ficatul și vreau să fac niște sărățele, așa cu susan, doar așa, ca și snack. La Alec nu-i plac chiar deloc. Da, mama. Nișelu, vrei brațe? Vrei dragă, dragă? Atâta iubire pe el, da, mamă. Opa, hai să ne așezăm. Așa. Da, un bebe. Este bebe, de fapt. Chiar am vrut să vă zic, am început să-l învățăm părțile corpului, ochi, gură, nas, mână, picior, de toate. Și acum, de vreo 2 săptămâni, a început să le arate și la noi... Și la el este atât de dulce cum știe el unde-i părul lui, unde-i părul meu. Ca și l-am învățat persoana întâi și persoana a doua cu părțile corpului. A început să arate pe alții. De exemplu, dacă le întrebam unde ți-s ochii sau ceva de genul, arăta la mine și nu la el. Și atunci am început să îl învățăm persoana întâi și persoana a doua. Wow! Dude! Așa, hai, nu trebuie. Da, deci așa arată spanacul. L-am mărunțit cu mixer din ăsta vertical. Și carnea de pui este aproape gata. Chiar am vorbit mai devreme și cu Adi că Alec sigur nu are de foame. Pentru că știe deja să deschidă mandarine, banane... Oricum, când mănânc, când vede mâncare sau fruct sau ceva, automat cere. Deci, e ok. Singura problemă pe care o am în momentul de față este că nu prea acceptă mâncare nouă. Uite, de exemplu, am făcut spanac, i-am dat să guste, nu vrea. De fapt, nici măcar n-a gustat. Doar și-a întors capul și gata. Am făcut o supă cremă de dovleac. Morcovi, ceapă, cartofi, deci toate lucrurile pe care el deja le știe, dar nu a fost interesat chiar deloc. De asta tot fac pui și chestii de genul cu care el deja este obișnuit, pentru că altfel nu mănâncă nimic. Începe să îi se schimbe gustul și mâncărurile care le-a mâncat atunci când era mic, nu mai le mănâncă așa. Opa, hai sus! Nu mai le mănâncă așa de des și de bine. Așa e, mamă! 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Hai că s-a terminat puiul, mama, hai. Da, mama, cu ăsta scoatem. Da, ai dreptate, nu fugi de acolo, că auci. Fugi de acolo. Fugi, auci, să nu pui mâna. Auci, să nu pui mâna, mama. Auci. Gata. Gata, mami. Lăsăm aici să se răcească acum. Ce, mama, arde? Da, bineînțeles că arde. Auci, hai să mergem. Hai să așteptăm să se răcească, hai. Alec, hai să numărăm, mama. 1 2 3 4 5 5 degețele! Fă și tu! 5 degețele! Wow! Oi, nu! Ai scris aici pe canapia, mama, uite! Ioi, nu, 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 nu! Na 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 na
Dacă vesel se trăiește, bate așa. Tum, tum. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Dacă vesel se trăiește, unul altuia zâmbește. Dacă vesel se trăiește, bate așa. Bam, bam. Da. Aleg cățeluș cu părucreț. Fură rasa din coteț și se jură că nu fură și l-am prins cu rața în gură! Este a doua zi acum. Nu am încheiat clipul de ieri pentru că am rămas fără baterii, efectiv. Și a trebuit să le încarc pe toate. Și chiar după aceea a trebuit să fac și de mâncare. De fapt, cred că v-am arătat. Da, îți aranjez părul, mama. Tocmai m-a văzut și pe mine în oglindă și acum își aranjează părul și el. Și am filmat clipul acela în care vă arăt ce se află în valiza noastră de voiaj. Oricum, vlogul ăsta va apărea după ce va apărea acel clip, dar oricum. Așa, și pe urmă au venit niște vecini la noi la povești, în vizită, la un pahar de vin, ceva, vin fiert. Ei, îmi place foarte mult vinul fiert. Ce faci? Cine e acolo? A vrut să apară și el în clip, că s-a urcat pe canapea. Du-te, mă. Da, și am zis totuși să termin vlogul, să închei vlogul, pentru că, v-am spus, nu am apucat să fac chestia asta ieri. Și după ce au plecat cu toții, am pus vase la spălat și după aceea m-am pus să editez clipul și chiar urmează să merg să îl și aplaudez pe YouTube. Da, astăzi este o zi super relaxantă pentru mine. Nu băga în guriță, te rog. A de la mama. Bine. Este o zi super relaxantă pentru mine. Mai am de filmat puțin cu jucăriile lui Alec și pe urmă va trebui să mai filmez un outro și un intro, dar nu am avut efectiv, aseară nu am mai avut când și am uitat. Am vrut așa să fac un mic update pentru vlogul de ieri și eu am să închei acum pentru că aș putea să vă mai vorbesc mult și bine. Da! Dar nu aș vrea să fac lucrul ăsta. Eu vă mulțumesc frumos pentru vizionare. Data viitoare când veți vedea un clip de la noi, de la mine de fapt, vom fi în România. Voi încerca să postez exact așa cum trebuie, deci nu... Cred că nu sunt foarte coerent acum, sunt puțin cam somnuroasă, deși e în jur de 11, dar este și o vreme un pic mai întunecată pe afară și un pic cam nasol. Da, mă faci cu cucubau? Acum se joacă cu mine cu cucubau. Cucu! Ba! Cucu! 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 Bau! Cucu! Unde ești? Nu te văd! Alec! Ba! Vă mulțumesc frumos pentru vizionare și ne vedem în curând în următorul clip. V-am pupat! Pa, pa! Spune pa, pa!